Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. După ce în timpul stării de urgență și stării de alertă ne-am întâlnit în direct în cadrul ediției speciale în fiecare sâmbătă, revenim la emisiunea obișnuită pentru a discuta studiul biblic săptămânal, așa cum obișnuiam înainte de pandemia de coronavirus. Însă, pentru că în această perioadă v-am obișnuit cu o abordare diferită a dezbaterii noastre, aș dori să precizez faptul că vom continua în aceeași manieră, oferind informații suplimentare pe care eventual nu le găsiți în ghidul de studiu săptămânal. Evident, nu vom putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră în direct, așa cum o făceam sâmbătă dimineața, în perioada anterioară, deoarece emisiunea este înregistrată. Dar, dacă aveți întrebări despre subiectele discutate în emisiune, le puteți scrie pe pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului, iar răspunsurile le puteți primi în emisiunea următoare sau direct pe pagina unde le veți fi postat. Subiectul de astăzi este intitulat Biblia ca istorie, iar invitații sunt domnul pastor și profesor Traian Aldea, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Și domnul pastor Gabi Ișvan, bine ați revenit de asemenea! Bun regăsit! Așadar, Biblia ca istorie, un domeniu foarte plăcut și interesant pentru unii, inclusiv noi cei de față, și foarte plictisitor pentru alții. De aceea, o primă întrebare este, de ce credeți că pe unii fascinează istoria, iar pe alții îi plictisește? Cred că istoria este plăcută pentru orice om care a prins gustul ei, fiindcă istoria este o poveste din trecut, cu bunicii, străbunicii tăi, cu neamul tău, cu mari eroi care au creat ceva în istorie, iar toate aceste vieți de oameni cu activitățile lor frumoase și interesante, e un lucru plăcut. Așa că orice om care are posibilitatea să asculte o astfel de prezentare din gura unui talentat în a povesti istorie, cred că îi va place istoria. Deci probabil că diferențierea se face aici. Depinde cum spui povestea istoriei. Și asta și depinde de ce istorie spui. Eu am doi copii, un băiat și o fată, sunt gemeni. Băiatul este pasionat de istorie. Orice documentar, orice informație istorică stă așa și o absorbe. Fata mea nu, deloc chiar. E un calvar să înveți la istorie. Însă, dacă este vorba de o istorie cu care se identifică, o istorie a familiei, o istorie despre animale, sau atunci da, ascultă, acolo îi place. Alte istorii care sunt departe de ea, nu reușesc să o conving. Adică, cumva ține și de inclinația omului, în general, dar, cu siguranță, așa cum bine a spus, când e vorba de istoria ta, când urmărești ceva... Neamul tău. Neamul tău, exact. Că e vorba de neamul tău al credinței tale, cum este pentru noi Biblia, sau ceva ce e aproape de tine, asta te câștigă. Asta te câștigă. De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat care este sensul istoriei, apropo de filozofia asta despre istorie sau a istoriei. Care este natura și sensul istoriei? Adică, cine o generează? Care este sursa istoriei? Și, evident, așa cum am întrebat deja, sensul ei. A spus două întrebări foarte profunde. Cred că dacă le-am discutat numai acestea, nu ne-ar ajunge ora. Sensul istoriei este finalitatea, un punct maxim unde se va încheia întreaga istorie. Pentru omul Bibliei, sensul istoriei este a doua venire a Domnului Hristos. Acesta este punctul culminant al istoriei, fiindcă Biblia prezintă istoria în mod linear. Ea se scurge pe o linie de la obârșie spre finalitate. Motorul istoriei, cel care generează istoria, este conflictul dintre bine și rău, marea luptă dintre Hristos și Satana. Acestea sunt cele două elemente de fond care generează și care conduce spre o finalitate. Adică intriga, da? Ca și într-un film bun sau într-o poveste bună, intriga este cea care suscită, care aduce elemente noi și care construiește toată povestea. Da? Intriga de fond a istoriei este conflictul dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana. Înainte de a discuta despre modelul de istorie, pentru că și aici este o discuție foarte interesantă, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că există determinism în istorie sau fatalitate în limbaj popular.
Adică ce ți-e scris în frunte ți-e pus sau anumite evenimente care se întâmplă, ele deja au fost scrise undeva și noi nu facem altceva decât să le întâmpinăm, să intrăm în ele, dar nu le putem influența niciun fel. Cum? Vrem să spun chiar mai devreme că dacă plecăm de la premisa că motorul istoriei este lupta dintre bine și rău, automat am vorbit și de libertatea de alegere, de liberul arbitru. Nu poți să vorbești de o luptă reală între bine și rău când această luptă nu există în realitate. O luptă reală între bine și rău înseamnă posibilitatea mea de a trece de partea binelui sau de partea răului și de a fi dinamic aici. Și de a influența istoria. Și de a influența istoria, bineînțeles, istoria mea particulară, sigur, cât și istoria normal a cercului de influență pe care îl am. Dacă eu merg pe ideea determinismului că cineva scrie istoria și cineva programează istoria, iar noi nu suntem decât niște unelte sau niște instrumente care pun în scenă, niște actori, marionete, zic, marionete care pun în scenă scenariul deja scris, unde e lupta între bine și rău? Că a fost un scriitor, da, un regizor, păpușarul, și el decide ce-i binele, ce-i răul, dar totul se întâmplă în el. În el, practic, nu este diferență între bine și rău, pentru că el le face pe amândouă. El le generează pe amândouă. Nu există luptă acolo, nu există alegere. Tocmai de aceea, la întrebarea dacă, sau deja din afirmația că motorul acesta al istoriei, lupta dintre bine și rău, există și îl observăm, refuză sau anulează viziunea că totul este deja programat. Nu ai ce să faci. Dacă ți-a fost scris să fii personajul rău, nu ai ce să faci. Tu faci rău și n-ai nicio vină morală. Tu nu ești vinovat, tu doar ai făcut, ai fost obligat să faci. Nu există, adică cele două se exclud reciproc. Deci nu mai există responsabilitate, nu mai există, da, nimic. Nu există, da. Bun, dar unii s-ar putea să conteste și acest scenariu, să zicem, în care istoria este animată de acest conflict între bine și rău. Poate, zic ei, este doar un construct social, doar o filozofie pe care a inventat-o omul, care exista această alternanță bine-rău, dar în fond, la urma urmei, să nu existe așa ceva. Adică, de unde știm noi că intriga asta există în istorie și este cea care alimentează istoria? Ați spus foarte bine, pentru că majoritatea cercetătorilor în istorie și în filozofie, că sunt legate între ele, nu acceptă tema Marei Lupte. Tocmai de asta pentru ei nu există un sens în istorie. Nu acceptă tema. Nu există. Tema Marei Lupte este o tema a Bibliei. A Bibliei în sine. Vai de voi, pământ și mare, că Satana s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Deci, iată, suntem în fața unui dușman teribil care vine furios la noi și suntem de partea unui mântuitor care vine și el la noi, ce toți cei care veniți la mine, am să vă dau pacea mea. Atunci, iată forțele implicate în acest conflict și, foarte bine a spus colegul meu, libertatea mea este să trec de partea unuia sau să trec de partea celuilalt. Ei, acum, ca în orice domeniu, eu nu sunt obligat să cred una sau alta și nici nu pot obliga pe nimeni. Fiecare om crede ce vrea. Eu îmi spun punctul meu de vedere ca un om al credinței și ca un om al istoriei. Și ca un om al credinței o spun pentru că o cred datorită faptului că stă scris în Biblie, iar ca un istoric o spun pentru că nu există nicio explicație mai clară și mai profundă a evenimentelor istorice decât acceptând tema Marei Lupte. Mai mult decât atât, aici, în cine definește ce este binele și ce este răul în istorie, pe lângă, să zicem, micile supărări sau opinii partizane, totuși există opinii comune, indiferent de timp, indiferent de spațiu, indiferent de cultura în care se întâmplă evenimentele. Și acestea sunt marile teme morale. Marile teme morale, ele există, sunt un dat în C.S. Lewis, frumos exemplifică în cartea Creștinismul redus la esențe. Spune el cum a ajuns creștin din agnostic, da, sau cum se declara, și a pus o întrebare simplă. Dacă el stă la o coadă și cineva intră înaintea lui, de ce se simte deranjat? Că nu e nicio lege, nu scrie undeva, nu legiferează un stat legile cum să stai la coadă, să fii politicos, nu. Și atunci el a zis, a mers mai departe din raționament în raționament și a spus, există un bine
absolut, există un frumos absolut, există, și atunci noi avem în ființa noastră conexiunea asta cu absolutul, este întunecată, am pierdut-o în mare parte, dar totuși există în mintea noastră. De ce suntem deranjați de un rău? Toți suntem deranjați când cineva ne minte, când încă pur și simplu am văzut că există niște avantaje în minciună când o fac eu, dar când mă minte cineva pe mine, în orice cultură, în orice timp, mă simt deranjat. De ce? Pentru că există un adevăr absolut, pentru că există un bine absolut și așa mai departe. Un simț al dreptății. În orice națiune, peste tot, în orice timp. Adică există o temă pe care o observi în toată istoria, în care binele a fost numit sau binele rămâne bine și oamenii tind spre acel bine absolut și răul tocmai spre acest bine nu vine și atacă și produce foarte mult deranj, foarte mult deranj. De unde vine treaba asta? De unde și spune, exact. Ce a pus în ei, exact. Chiar și gândul veșniciei. Aici este mâna lui Dumnezeu, care a pus în om spiritul de dreptate, de frumos și de veșnicie. Nu, și în basmul popular, copilul care vrea viață fără de moarte. Gândul veșnicii. De unde vine asta? Că nu există la nimeni, numai la Dumnezeu. El l-a pus în noi. Și da. Mai mult de atât, nu vedem basm, nu vedem povestire, nu vedem scenariu de film, fără lupta asta între bine și rău. Și eventual un happy end, un sfârșit fericit. Asta da, că își doresc toți oamenii, își doresc happy end-ul. Deși dar în ultima vreme, chiar și finalurile unor producții literare sau cinematografice tind să se schimbe. Să fie mai realiste, să zic da, așa. Da. Nu, dar ce am vrut să spun? Aceasta este într-adevăr dinamica istoriei, lupta dintre bine și rău. Imaginați-vă o carte în care există numai bine. Nu-ți vine să o citești, adică nu ai să fie acolo puțină acțiune, intrigă, cum s-a întâmplat, cu care pericolul, cum este evitat pericolul. Da. Dacă nu ar fi și un asemenea element, pur și simplu istoria noastră ar fi destul de plictisitoare pentru modul în care suntem noi formați acum. Și nereală, pentru că noi oamenii trăim într-o realitate exact. Dureroasă și poate tocmai de aceea căutăm rezolvarea problemelor noastre în fel și fel de, să zic așa, guri de a refula o istorie, o povestire bună, un roman bun, un film bun, pentru că simțul de dreptate din noi cere să fie satisfăcut. Măcar acolo. Căutăm modele. Acel catarsis care se produce. Mulțumesc. Au fost produse de-a lungul timpului diferite teorii și modele cu privire la desfășurarea istoriei. Unul dintre ele, sau cele mai cunoscute dintre ele, sunt modelul liniar, în care istoria începe într-un punct, se termină într-un alt punct. Da? Modelul circular, în care totul se repetă, da? Au produs unii ceva între și între, adică modelul spiralei, în care într-adevăr unele lucruri par să se repete, dar istoria tot într-un sens liniar merge cumva. Vreau să vă întreb, care dintre modele vi se pare cel mai realist, cel mai fidel realității? Modelul biblic care ne-l prezintă Scriptura este modelul liniar, care totul se scurge pe o axă. Vedeți, chiar de la poarta Edenului spune: sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Deci, de-a lungul istoriei, iar vine Pavel și spune: în curând, Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Capul șarpelui a fost zdrobit la cruce, bătălia principală, dar nu s-a terminat încă luptele. Și în curând se va ajunge la final, când va fi zdrobit definitiv acest șarpe. Deci iată o scurgere lineară a evenimentelor. În partea Vechiului Testament, punctul central era venirea lui Mesia prima dată, totul era focalizat pe această problemă, iar de la cruce încoace este a doua lui venire. Este al doilea punct focalizant, a doua mare obiectiv, și noi așteptăm acest lucru. Când se va pune capăt tuturor luptelor, deci conflictul se va termina, se va termina nedreptatea, se va termina coronavirus și cu toate bolile, și Dumnezeu ne va aduce viața edenică, reală, viața cea fericită care a fost la început. Mulțumesc, argumentul este obiectiv, subscriu, însă e posibil să fie
poate chiar printre prietenii care ne urmăresc acum, oameni care gândesc așa. Bine, dar de ce avem senzația asta că unele lucruri se repetă? Un fel de deja vu, probabil. Și mai ales vor argumenta cu texte din Scriptură, vezi Eclesiastul, unde se spune, citez, ce a fost va mai fi, ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Deci, cum este? Istorie circulară, liniară? În opinia mea aici, Solomon nu face o filozofie a istoriei, ci în toată cartea Eclesiastul, Solomon face un apel la modestia omului. Și vrea să-i spună, stai cu picioarele pe pământ, nu te crede prea mare, nu te crede că ești așa. Sau că ai inventat uroata. Sau că ai inventat uroata, nu te făli, că nu... și dacă ești tu cel mai tare, ce este totul? Goană după vânt, deșertăciune, te alegi cu nimica. În sensul acesta, da, sunt niște mari teme ale istoriei care se repetă. Da, suntem în aceeași natură a păcatului sau păcătoasă. Avem aceleași provocări la rândul nostru, în fiecare generație, dar nu putem să ducem această afirmație la absurd și să spunem că evenimente particulare sau din viața unei națiuni se tot repetă. Nu este așa. Tipare se repetă. Suntem extrem de fragili pe lumea asta. Este o lume foarte nedreaptă. Tot Solomon în Eclesiastul spune să știi că nu contează cine este cel mai rapid, nu câștigă el cursa. Și nici măcar cine este cel mai viteaz nu câștigă întotdeauna bătălia. Adică ne arată apelul lui Eclesiastul este fiți modești. Rămâneți cu picioarele pe pământ și de un realism chiar cinic, că dacă contează ceva, este învățătura lui de final. Să te temi de Dumnezeu și să păzești poruncile. Că altfel nu ești stăpân pe nimic, nu controlezi nimic. Așa că vezi-ți lungul nasului și stai la locul tău. Repetarea este aparentă. Că niciodată nu se repete exact același lucru. Mulțumesc, v-aș ruga să repetați asta, pentru că e foarte important. Vreau să deci redau, repetarea este aparentă, da? Vreau să redau vorbele unui filozof latin. Nu te cobori de două ori în apa aceluiași râu. Pentru că peste 10 minute nu va mai fi aceeași apă. Aia s-a dus și vine alta. Chiar dacă ești în același loc, în malul aceluiași râu, dar nu te cobori de două ori în aceeași apă. Simplu, dar foarte profund. Foarte profund. De aceea este aparent. M-am dus în același loc. Aparent e dus în același loc. Că de fapt nu mai e aceeași apă, nu mai e același aer. S-au schimbat între timp. Istoria biblică? Vă rog. Dacă mai pot ilustra, da. Vedem, să spunem, o structură sau o succesiune politică în democrațiile mai mature. E stânga la putere, după aia vine dreapta. Iarăși stânga, iarăși dreapta. Dacă ne uităm, am putea să spunem că nu e nimic nou sub soare. Dacă a fost, citim statisticile, au fost maxim două mandate. Unii vor veni ceilalți și așa mai și departe. La urma urmei, alternanța puterii da, e bună. Da, dar putem să comparăm între ele perioadele acelea? Evident că nu. Adică în afară de această ultra-generalizare și asemănare oarecum forțată, s-au schimbat extrem de multe situații economice, nume de oameni, filozofii, condiții de viață. Totul este schimbat, nu le mai poți compara. Mulțumesc! Istoria biblică cu evenimentele ei și cu personajele ei a fost și este contestată de mulți și îndelung, probabil că nu vor înceta niciodată să facă asta, însă întrebarea este de ce fac asta? Care le sunt motivele? De ce contestă istoria biblică? Ce nu le convine? Vă spun ce nu le convine. Nu le convine prezența lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu vine și îl mustră pe un om, de ce ai făcut treaba asta? Nu este bine. Să știi, pentru că ai făcut lucrul acesta, vei avea consecințele acestea. Deci, cauză și efect. Acest lucru omului nu-i convine. Nu vrea să fie mustrat, nu vrea să fie sfătuit și nu vrea să accepte gândul că odată va fi chemat la judecată. Deci, iată două, trei lucruri de care vrea să scape. Și atunci, ca să scape, spune... Nu e Dumnezeu, nu există programul acesta, nu există cutare, crezând că dacă își bagă capul nisip ca struțul, a scăpat de toate problemele. Aceasta ar fi logica cea mai simplă, să zic eu, cea mai simplă. Și mai există și o, cum să zic, o problemă politică într-un fel. Ce evreii ăștia chiar au fost ei cei mai deștepți? I-a venit ei cu această istorie, cu acest fel de a fi.
Știți, oamenii resping de foarte multe ori Biblia și avem lucruri concrete. Au dat la o parte aproape tot Vechiul Testament pentru că e istoria evreilor. Da, acesta sună antisemitism, să știți, da. Cumva. E o problemă. De ce? De ce lumea creștină mai atrage? Nu, ne mergem după Noul Testament, nu după Vechiul. E o realitate. E o realitate. Pentru că istoria, în sensul ei de astăzi, este o invenție a lor. Primul istoric al lumii este Herodot, în jurul anului 450 înainte de Hristos. În 430, Maleah punea punct la Vechiul Testament. Era terminat de 1000 de ani. Deci când Herodot începe, deja istoria Vechiului Testament era terminată. Conceptul de istorie, deci, era pionier, conceptul de istorie de a prezenta și de a pune aceste lucruri l-au avut profeții evrei. Și dacă îmi permiteți, vreau să dau un citat al lui Mircea Eliade, e renumit, recunoscut, nu mai are rost să vorbim despre el. Satisfacția noastră este că a fost român. A fost român. Mă rog. Ca în culturile arhaice și tradiționale, această mitologie constituie în fond, el zice că e o mitologie, în fond, o istorie sfântă. Deci ce este Biblia, spune Eliade? O istorie sfântă. Ea explică originea lumii și în același timp actuala condiție umană. Nici o carte a Antichității nu explică cele două, originea și condiția umană. Ori, geniul religios al lui Israel a transformat raporturile lui Dumnezeu cu poporul ales într-o istorie sacră de un tip necunoscută până atunci. Pornind de la un anumit moment, această istorie sacră, aparent exclusiv națională, s-a relevat drept model exemplar al întregii umanități. Mircea Eliade, în Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 1, pagina 179, în ediția din 81, care cu mare greu reușai atunci să pui mâna pe ea. Mulțumim! În contestarea aceasta despre care vorbeam din partea unora cu privire la istoria biblică, personaje, evenimente și așa mai departe, s-a ajuns la întrebări aproape bizare. Spun asta înainte de a pune eu astfel de întrebări, pentru că sunt cumva, mă fac ecoul acestor voci care spun ba că personajul cu tare n-a existat. Și haideți să dăm un exemplu, David, Solomon, de unde știm că au existat? Și alte personaje pe care probabil că le vom discuta acum în limita timpului pe care îl mai avem. Deci, au existat asemenea personaje sau sunt doar actori într-un roman foarte amplu, scris de mulți autori? De unde știm asta? Vreau să vă spun cuvintele profesorului meu de arheologie din Israel. Și el spunea că stela lui Merneptah, 1220 înainte de Hristos, așa, scrie acolo foarte mândru și fericit că Israel a fost anihilat. Ce băieți, astea trei cuvinte pe mine mă satisfac suficient. În 1220 Israel exista. Evreii, egiptenii l-au anihilat. Ei au dispărut, dar evreii încă continuă să existe. Ce mai vreți? Asta despre poporul. Bine, la nivel macro, poporul există, da. Israel. Dar David, despre Solomon, David. În jurul anului 880, înainte de Hristos, un rege sirian cucerește nordul Israelului, Dan, până la Hațor. Mă rog, era o intrigă între evrei acolo, mă rog, relații. Totul e foarte frumos prezentat în Biblie și ceea ce Biblia explică conflictul lor, acest rege sirian care a cucerit zona aceea și-a lăsat o stelă, un monument, adică o piatră în care descria războiul. Am cucerit, am făcut, am distrus, așa. Din acea piatră a mai rămas o bucată, că s-a rupt între timp. Și pe bucata aceea a mai rămas cuvintele: casa lui David a fost anihilată.
Acum, țineți cont, el a cucerit ceea ce pe vremea aceea era regatul de nord, cu regele Baeșa și regele Damascului. Normal că îl știa că pe acesta îl cheamă Baeșa, că s-a luptat cu el. Dar în mintea lui, asirianului, Baeșa acesta era un om al casei lui David. De ce? Urmaș, pentru că casa domnitoare, monarhia evreiască, era casa lui David. Deci vă dați seama cât de cunoscută era, cât de puternic s-a imprimat în mintea tuturor popoarelor din jur dinastia lui David. Poți să imprimi așa ceva dacă omul ăla nu exista? Spuneți-mi, dumneavoastră. Întrebare retorică, mulțumesc. Să spun de ce sunt importante aceste lucruri. Că cineva s-ar putea să spună, dom'le, da, e clar că a existat David și altcineva contestă, îl transformă într-un personaj legendar și așa mai departe. E importantă pentru că noi în Biblie avem două seturi de informații, două seturi de adevăruri. Avem unele istorice pe care le putem verifica obiectiv, dar avem și informații teologice pe care nu le putem verifica. De exemplu, putem să demonstrăm că Domnul Iisus Hristos a existat. Putem să demonstrăm că a murit pe cruce, dar că a luat păcatul omenirii asupra sa. Asta nu avem cum să demonstrăm. Sau că era Fiul lui Dumnezeu. Nici arheologii. Asta este deja o informație a credinței. Dacă, cum este scrisă Biblia? Asta este marea întrebare. Pentru că mulți cei care atacă Biblia spun că Biblia este un document teologic. Nici nu sunt importante evenimentele. Nu? Giulgiu de la Torino. S-a demonstrat că e un fals. Că nu este Giulgiul în care a fost acoperit, înfășurat Iisus. A scăzut în importanță în viziunea credincioșilor Giurgiu de la Torino? Nu. Și oamenii au zis, domne, credința nu are nevoie de asemenea argumente. De documente. Nu are nevoie de documente, e credință. Și aici lovesc criticii Bibliei. În schimb, toate aceste informații pe care le vedem și le comparăm cu istoria timpului în care se presupune că au fost scrise, de fapt în care Biblia spune că au fost scrise, noi vedem relațiile. Și să dau un exemplu. Eu am crescut într-un orășel Codlea, lângă Brașov. Prin anii 90 erau două fabrici importante, Colorom, o fabrică de coloranți, era unică în țară sau cred că mai exista încă una, și celebrele sere de la Codlea. Acum nu mai e nimic din ambele fabrici, nici nu mai știu unde au fost. În locul la Colorom e un magazin, nu mai există. Acum dacă cineva ar scrie o carte despre Codlea anilor 90 și nu mi-ar pomeni de cele două mari fabrici, eu aș ști sigur că omul ăla n-a trecut pe acolo niciodată. Și dacă n-a trecut în perioada respectivă, de unde am încredere că îmi spune adevărul și despre alte situații? Și noi asta facem acum în Biblie. Când vedem că dacă Biblia zice că s-a întâmplat un eveniment în secolul al IX-lea înainte de Hristos, vedem în arheologie, găsim împăratul de acolo că a venit și s-a luptat cu un urmaș de-a lui David, cel puțin în opinia lor. Și atunci vedem că Biblia nu face altceva decât relatează istoria. Adică scritorii Bibliei au fost niște observatori și îi spun ce s-a întâmplat. A venit împăratul și ne-a cucerit, ne-am dus acolo și am întâlnit asta și în același șir, în același stil de relatare, introduc și minunile. Și spun la fel, ne-am dus acolo, ne-am luptat cu împăratul, a intervenit Dumnezeu. A trimis pe fiul său, fiul său a mers pe apă, a vindecat bolnavii, adică nu schimbă stilul, nu trec de la relatare istorică la relatare mitologică sau ceva de genul acesta, ci păstrează același stil, iar pentru că putem să verificăm niște informații istorice, ele ne garantează autenticitatea relatării totale. Cu alte cuvinte, dacă un om zice 100 de lucruri și are dreptate 90 pe care le pot verifica, în 10 nu le pot verifica, dar m-a convins cu alea 90 și spun are dreptate și în celelalte 10. Mulțumesc! Ceea ce vă solicit acum să oferiți prietenilor care ne urmăresc este o informație complementară cu ceea ce tocmai ați spus, și anume ce importanță au detaliile referitoare la încadrarea în timp și spațiu, adică în anul cutare împărat, a venit și s-a așezat în cutare loc. De exemplu, vă citesc din cartea 1 Samuel, unde spune, la un moment dat, în cadrul sau în acel cadru al luptei dintre Israel și filisteni, când s-a luptat David cu Goliat, spune,
ceva de genul, citez, între Soco și Azeca la Efes Damin. Da? Ce relevanță au aceste încadrări, repet, în timp și spațiu? Vă mulțumesc, pentru că atunci când am studiat în Israel, ne-a dus profesorul toată clasa la Azeca. Și erau ruine, uite băieți, aici este Azeca. Uitați-vă acolo pe dealul acela, pe vârful ăla era Soco. Aici este Valea Ela. Și acum, dacă ar fi o luptă între două armate, unde s-ar fixa armatele? Și am spus, în punctul cel mai îngust ai văi. Exact. Uitați unde e punctul ce... Noi eram sus pe deal. Se vedea. Deci, acolo a avut loc lupta între Israel și Filisteni. Filisteni erau în sud, ăsta erau în nord. Acolo. Și totul era în față. Adică, dacă eu aș fi fost un militar, aș fi ales exact acel loc. Biblia vine și îmi prezintă situația din punctul de vedere a unui strateg militar. Și tabloul Bibliei se suprapune exact cu logica de astăzi, ceea ce mă face să cred că este istorie autentică, Biblia. Și vreau să completez cu încă un lucru. Domnul Hristos le spune așa ucenicilor. V-am spus aceste lucruri acum, mai înainte, pentru că atunci când se vor împlini, să credeți. Deci observăm că avem o istorie care vine ca document. Vine ca document. De ce? Pentru că acest document istoric îmi oferă mie o credință întemeiată. Lucru pe care nu-l aveau păgânii. Păgânii aveau o credință mistică. Ai pus mâna pe asta, te-ai încărcat cu energie. Ai ajuns acolo, ți-ai iertat păcatele. Deci el nu avea un document, nu avea o logică, nu avea o cursivitate. Pe când istoria biblică are o cursivitate. Zice, veți vedea aceste lucruri în decursul vremurilor. Și când oamenii au văzut în decursul, uite că a venit urăciunea pustirii lângă Ierusalim, uite că s-a întâmplat cu tare. A avut dreptate Iisus. Și Iisus ne-a spus, când veți vedea aceste lucruri, să nu mai stați pe gânduri, să fugiți. Vedeți dumneavoastră cât de importantă este istoria în evenimentele lumii? Ea ne oferă o încredere în Dumnezeu documentată, pentru că și salvarea și mântuirea este un eveniment care are loc în timp. Eu acum sunt bolnav, nu pot să mai fac nimic, dar mi-a promis Dumnezeu că peste un timp va veni și mă va face bine. Va veni și mă va lua la sine. Și atunci, ca să înțeleg aceste evenimente în timp, îmi oferă exemple din timp, din istorie. Mai mult decât atât, vă rog. Aceste detalii de spațiere, da, timp, spațiu, personalități istorice, arată că Biblia nu este un document cu întâmplări cu morală, ci este realitate. De exemplu, este istorie, adică. Este istorie și Dumnezeu a coborât în istorie. De exemplu, despre Domnul Iisus Hristos. Luca vorbește foarte clar cine era împărat în vremea aceea, cine era guvernator, cine era preot. Adică când s-a făcut recensământul. Când s-a făcut recensământul. Dar nu numai, acestea sunt datele istorice, dar apoi vine cu acele detalii despre viața Mântuitorului absolut extraordinare, că este Fiul lui Dumnezeu, că s-a născut din fecioară, că a luat păcatul omenirii asupra sa. Ei, cei care spun că Biblia împrumută teme mitologice din alte culturi, aici se face marea diferență. Păi vorbim despre alte basme de timp istoric, de vorbim despre mitul învierii lui Osiris cu date, cu împărat, cu, hai că zona așa, da, prin Egipt s-a dus. E numai Eliș, are ceva contact cu asta? Exact. Adică e alt stil, pur și simplu. Aici este istorie, chiar dacă sunt evenimente greu de crezut pentru mintea omului rațional, dacă rațional, greșit spus, adică pentru mintea omului care nu vrea să accepte intervenția lui Dumnezeu în istorie, dar nu seamănă absolut deloc cu basmele, nu seamănă cu miturile, nu seamănă cu nimic din toate astea. Asta. Dacă compari, așa zisa, învierea lui Osiris cu a lui Hristos, vezi diferențe de la cer la pământ, de la est la vest. Nu poți să spui că evreii sau creștinii au împrumutat de undeva ceva, ci nu. Toate acestea sunt dovezi că ucenicii, dați-mi voie să spun, cu respect față de ei, dar n-au fost niște genii literare. Ei n-au scris ceva frumos.
ei au scris ceva adevărat. Tocmai în slăbiciunea și limba a fost limba vulgată, exact, sau da, greaca coine, nu da, cea cultă. Tocmai în această manieră în care au scris constă cel mai puternic argument, exact, că ei sunt autentici. Și de aceea Biblia a rămas în picioare, că ei n-au încercat să-și adapteze discursul să sune bine cum sună poezia greacă din timpul lor, sau cum sună... Nu, ei, ceea ce spuneau era scandalos și pentru evrei și pentru greci. Dar o spuneau în continuare. De ce? Că asta au văzut. Acesta era mesajul. Realitatea istorică. Realitatea istorică. Mulțumesc. O altă istorie ce pare incredibilă este cea a lui Sanherib și a campaniei lui în Israel, în Iuda, relatată în cartea lui Isaia și nu numai, capitolele 36 la 38. Întrebarea este dacă numărul mare al trupelor sale era într-adevăr un număr real sau nu, și mai ales modul în care a fost înfrânt la Ierusalim. Adică se putea ridica o armată atât de numeroasă pe vremea aceea, la aproape 200.000 de ostași, da? Nu cumva, de asemenea, este o istorie romanțată, cum s-a făcut numărătoarea acestor ostași? Ca în Piața Victoriei, când se fac aproximării că atâția ar fi, circa 100.000 de manifestanți, sau știți cum e, că nu stă nimeni să numere manifestanții sau pe stadioane câți au intrat, unul câte unul. Sunt aproximări. Deci, cifrele astea nu cumva sunt aproximări, sau istoria în sine nu este romanțată? Vă pot spune despre aceasta pentru că am fost pe un șantier arheologic din partea de sud a Israelului și din când în când toți arheologii din zonă se întâlnesc. Pe șantierul nostru au venit toți arheologii din zonă, vreo 20-30, toți de la mari facultăți, de la Howard, de la Stanford, de peste tot, plus arheologii evrei. Și acolo a avut loc o conferință pe șantier. Și de pe telul respectiv spunea, acolo este cetatea cutare și eu lucrez acolo, am descoperit ziduri uriașe pregătite pentru ca să atace Egiptul. Acolo e cealaltă, cealaltă. Și a prezentat toată istoria pe rând, cetate cu cetate. Zice, asirienii au venit și au consolidat cetățile și s-au pregătit pentru atacul asupra Egiptului, Egiptul fiind o mare putere. Așa că construcțiile uriașe care s-au făcut în acea zonă veneau să susțină armata imensă pe care o aveau asirienii. Adică eu nu pot acum să mă duc să număr 200.000 de soldați, dar pot să văd 10 cetăți uriașe cu ziduri de 4, 5 până la 6 metri, construite de acești oameni, cu... Eu am săpat 4 ani de zile la un hambar care avea 10 metri lungime, 6 metri lățime, zidul normal era de 3 metri jumate și unul din ziduri, zid doar de hambar, avea 6 metri. Și cât am putut să săpăm noi din înălțimea lui era 4 metri. Vă dați seama că asta era după 3.000 de ani. Deci vă dați seama, doar un hambar, deci acest hambar nu era pentru 5.000 de oameni. Vreau să mă înțelegeți. Deci clădirile acelea scot în evidență armata acea masivă care trebuia să fie hrănită și susținută pentru o campanie care o pregăteau împotriva Egiptului. Și după ce unul din profesori, nu mai țin minte cine era, cred că era un american de pe la Howard, așa ceva, spune, a cucerit cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și la Ierusalim n-a mai cucerit. Zice, nu știm de ce, spune el. Ah, m-a răscolit pe suflet, lasă termine și când termine mă duc, zic, domn profesor, cum nu știți de ce n-a putut cuceri Israel? Păi nu știm, păi nu scrie în Biblie. Ah, ce, nu pot crede povestea din Biblie. Dacă nu credeți povestea din Biblie, dați-mi dumneavoastră un răspuns. Păi nu am. Dacă nu aveți, de ce nu credeți asta? Că Biblia răspunde de ce. Zice, bine, bine, așa, n-am mai zis nimic. Vedeți dumneavoastră, oamenii cu toată știința lor ajung într-un punct unde nu pot să explice un element. De ce nu pot explica? Pentru că nu vor să creadă un document istoric. Acesta este un document istoric. Dacă
toate cetățile din Levant, însemnând Siria, Liban, Israel, toate au fost cucerite, cu o singură excepție, Ierusalimul. Și erau cetăți mai mari ca Ierusalim. Și aceasta nu a fost cucerită. Ce explicație am? Doar intervenția lui Dumnezeu. Și însuși Sanherib, înțeleg că a menționat pe o inscripție de-a lui, da, faptul că scrie. A cucerit tot în afară de Ierusalim. Deci l-am închis pe Ezechia ca pe o pasăre în colivie. Dar nu spune că l-a cucerit. Dar atâta, deci l-am ținut închis. Da. L-am conjurat de Ierusalim, nu l-a cucerit. Exact. Documentele și aproximările spun că în ceea ce privește armata neo-asiriană puteau să ajungă până la 300.000 de soldați. Asta între secolul 9 sau din secolul 9 încoace, secolul 10 este un număr imens pentru un număr asemenea imens. Vreme. Dacă citeam de numerele acestea în timpul Egiptului, celebra bătălie de la Kadesh dintre Ramses al II-lea și Hitiți, numerele acestea sunt exagerate pentru timpul acela, dar nu suntem în timpul acela. Suntem cu câteva sute de ani mai târziu, când avem astfel de numere înregistrate în istorie. Știți cum e? Cronicarii și poeții noștri români spuneau, citesc, câtă frunză, câtă iarbă. Da. Dar aici, de exemplu, se poate întreba cineva, de unde știe autorul care a scris că, citez, Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Că așa a fost înfrânt, în perspectiva biblică, Sanherib. Adică n-a stat nimeni să numere 185.000 de morți în cazul ăsta. Aia au rămas acolo, trebuie să îngroape cineva. Nu? Nu puteai să-i lași. Și atunci armata asiriană care s-a dus, când a fost o ciumă, nu? O epidemie, ceva. Că Dumnezeu nu le-a dat în cap cu o sabie. A venit cu un microb, cu ceva și oamenii au murit. În mentalitatea de atunci este zeul evreilor ne-a lovit. Ei credeau în aceste și au plecat cei care au rămas în viață. Și atunci evreii au trebuit să vină ce să facă? Să-i îngroape, nu? Și când i-a îngropat, nu i-a numărat. I-a numărat. Aici am băgat 100, dincolo 200 și au aflat câți au fost. Și dacă nu ar fi fost, dacă nu ar fi fost 185.000, ci 185.002 sau 100. Da, este un număr rotund. Singura aproximare este la rotunjirea numărului. Da. Dar a fost un număr impresionant. Dar ca să vorbim de numere. Deci Alexandru Macedon, 331, bătălia cu Persii, cu Darius. Și deja acum suntem într-o perioadă destul de precisă și grecii foarte. Deci armata lui Darius avea peste 300.000 de oameni. Deci armata lui Xerxes în 480 când atacă, unii spune că avea 1.000.000 de oameni. Și alții spune, nu, avea în jur de 400.000 de oameni. 400-500.000, cam aici. Iar istoricul Rufus care menționează asta este un istoric bine creditat. Da. Deci armate de astea erau, iar trebuie să recunoaștem că Asiria a fost o putere teribilă. Teribil. Mulțumesc, să sperăm că și cei care aveau asemenea dubii și le-au clarificat. Mergem mai departe și ajungem la un domeniu fascinant și pentru mine și pentru dumneavoastră și nu numai, și anume această fascinație, repet, pe care a exercitat-o Babilonul antic asupra oamenilor, nu numai asupra cercetătorilor, ci și asupra publicului larg. De unde vine această atracție a Babilonului și mai ales să ne spuneți, vă rog, de ce în privința profetului Daniel nu există o asemenea fascinație, în sensul că se știe, da, Babilonul cu splendoarea lui, Nabucodonosor sau Nebucadnețar au existat, sunt vestigii care au fost scoase la lumină, dar Daniel, despre el cine și când spune în afară de Biblie? Vorbește despre Daniel, vorbește Ezechiel, contemporanul lui. Dar tot în Biblie. Tot în Biblie. Despre Daniel vorbesc tradițiile populare din zona Irakului de astăzi. Vorbesc despre mormântul lui Daniel, vorbesc despre multe lucruri. Deci nu ar vorbi dacă nu ar fi niște lucruri. Dar nu intrăm în aceste amănunte, pentru că în vremea de atunci, când regele Babilonului era vicarul zeului, nimeni în afară de regele Babilonului nu intra în cronologie.
Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Atunci, nu o să vorbească despre un rob evreu care îi face de rușine pe toți înțelepții Babilonului, care îi dă o lecție foarte clară regelui Nebucadnețar și apoi încă o lecție și nepotului său Belșațar. Normal că niciun cronicar babilonian nu era interesat să îl ridice în slăv pe acest copil de evreu. Hai să-l numim așa. Și rob. Și rob. Pe deasupra. Mulțumesc. Și dacă ar fi fost menționat, cum de exemplu este menționată întâmplarea de către Iosefus Flavius, care este un istoric recunoscut, dar întâmplarea cu Alexandru cel Mare, când a venit în Israel și a fost bine primit la Ierusalim și el a tratat bine Ierusalimul. Și s-a închinat marelui preot. Și s-a închinat în fața marelui preot pentru că l-a văzut într-o viziune și preotul i-a citit din Daniel că grecii vor învinge pe perși. Și asta se întâmpla în 332, adică înainte de Domnul Hristos. Înainte de Domnul Iisus Hristos. Și interesant, istorici care merg pe mâna lui lui Iosefus Flavius, asta o scot din calcul și spun așa, domne, nu putea, profeția nu există, da? Deci dacă Daniel a scris despre faptul că grecii vor învinge pe perși, o singură explicație, a trăit după războaiele astea, n-are cum înainte. Și pentru ca să alunge profeția și intervenția lui Dumnezeu, cum am tot discutat în această, merg la linie pe informațiile din Iosefus Flavius, dar aici nu, aici este introdusă, nu este certă. Mulțumesc, în același context vreau să vă întreb, de ce în varianta ebraică a Bibliei, cartea profetului Daniel este cuprinsă în așa numitele scrieri, ketuvim, da? În timp ce în varianta creștină a Bibliei este între mari proroci sau profeți. Eu am studiat treaba asta, m-am uitat foarte frumos și în Biblia de la Qumran. În Biblia de la Qumran, Daniel este socotit un profet. Și, mă rog, mai lipsesc anumite părți. Bine, dar la Qumran erau niște disidenți care nu erau de acord cu curentul general. Cei de la Qumran erau foști preoți de la Ierusalim care au plecat de acolo datorită pângăririi templului. Nemulțumiți. Deci erau oameni, în primul rând, erau oameni inteligenți. Nu vorbim de... Da. Era o sectă ultraconservatoare, dar când vorbim de ultraconservator, din contra avem și mai mare încredere că sunt foarte, foarte exact cu litera legii. Riguroși, da. Deci Biblia de la Qumran corespunde perfect cu Biblia. M-am uitat la anumite texte care sunt discutate astăzi, sunt exact aceleași. Bun, Pescu, de ce între scrieri la evrei și de ce între mari profeți la creștini? Nimeni n-are explicație. Eu am o singură explicație, care e a mea personală. Fiindcă cartea lui Daniel ne oferă cea mai puternică dovadă despre Mesia. Fiindcă ne dă timpul, spune, la împlinirea vremii. Care vreme? Vor trece 70 de săptămâni de la până la Mesia, unsul. Și dă cu precizie, exact. Până acolo merge încât până la jumătatea săptămânii va fi stârpit, dar nu va avea nimic. Deci niște amănunte uimitoare. Dacă iei cartea lui Daniel, care îți fixează timpul, și iei cartea lui Mica, care îți fixează locul, ai punctul de intersecție. Timpul și locul, te duci pe GPS exact acolo și îl găsești pe Iisus. Iar dacă ei aveau aceste date, ei nu mai puteau să spună că Iisus nu este Mesia. Au recunoscut în Mica. Da, zice, Betleemul este locul unde trebuie să se nască. Dacă recunoșteau și Daniel, trebuiau să plece capul, să zică, da, copilul acesta este Mesia. Și pentru că nu vreau acest lucru, l-au scos afară. Și există în cartea Tragedia Veacurilor. Există un citat luat din Talmud, care spune așa, blestemat să fie degetul care va citi Daniel 9. Eu am un prieten bun evreu și religios și am discutat cu el de Daniel. Nu m-a întrebat de Daniel că nu știu nimic. Știe toată Biblia. Dar de ce nu știe Daniel? Ce noi nu citim Daniel.
Interesant, am înțeles și printre rândul răspunsul dumneavoastră. Vreau să vă întreb un lucru, domnule pastor. De ce unele capitole din Daniel, și un răspuns foarte scurt, de ce unele sunt scrise în ebraică și altele în aramaică? Nu cumva sugerează redactări mai târzii ale textului? Nu neapărat. Și capitolele scrise în ebraică este lesne de înțeles, da? Deci sunt în limba poporului evreu. Cele în aramaică sunt scrise în limba de circulație a Imperiului Babilonian și conține informații, cele capitolele conțin și informații despre Imperiul Babilonian, ce a făcut Nebucadnețar, despre statuia pe care a zidit-o, despre ce s-a întâmplat cu cei trei tineri. Probabil aceasta ar fi explicația, că a fost un text în care s-au regăsit și neevrei care și adresat lor. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu mai avem timp să discutăm despre Caiafa și despre recentele descoperiri care au fost făcute privire la el, despre Pilat din Pont. Însă vreau să vă întreb în final un lucru, și anume, dovezile arheologice, istorice, oricât de concludente ar fi, ele nu pot să transforme un necredincios în credincios. Nu. Ce lipsește? Cum se naște credința în inima omului în cazul acesta? Credința este o scânteie pe care ți-o dă Dumnezeu. Ferice de tine, Simone, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru, că eu sunt Mesia, ci Tatăl meu care este în ceruri. David spune așa, tu îmi aprins lumina mea. Psalmul, mi se pare, 18. Tu îmi aprins lumina mea. Deci, credința este o scânteie pe care ți-o aprinde Dumnezeu. Mai departe, tu întreții acest foc. Citind, studiind, rugându-te, căutând, găsind documente. Documentele îți face ca această credință să fie o credință autentică, probată, nu mistică. O credință autentică. Ceea ce este valoroasă, adevărată credință. Asta e tot adevărul. Mulțumesc. Ce lipsește? Cred că este și o spaimă de a merge mai departe, acolo unde nu ai răspunsuri. Foarte bună întrebarea către arheolog. Ai o variantă mai bună? Zi-mi varianta mai bună. Și aici e referitor la tot ceea ce înseamnă origine, da? Ai o variantă mai bună pentru originea Universului, pentru originea vieții? Ai o variantă mai bună? Vreau să o ascult. Dacă o ascult, te voi întreba întrebări grele despre ea și s-ar putea să nu mai fie la fel de bună ca cea biblică. Și dacă ești sincer și accepti lucrul acesta, doar o rebeliune deschisă te poate face să negi elementul acesta al credinței. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru răspunsuri. Vă aștept cu drag, la modul cel mai concret, într-o emisiune viitoare, poate foarte curând, pentru a continua această discuție și pentru a oferi prietenilor care ne urmăresc noi date despre Biblie, despre autenticitatea ei și mai ales despre mesajul ei extraordinar. Încă o dată vă mulțumesc! Dragi prieteni, dovezile istorice care confirmă autenticitatea Scripturii sunt argumente în sprijinul credinței, dar în general nu pot să o înlocuiască și nici să transforme un necredincios în credincios. Cel mult ele pot ridica semne de întrebare care pot zdruncina scepticismul cuiva. Dar depinde de persoana în cauză să-și clarifice acele întrebări și să se decidă dacă va crede sau nu adevărul Scripturii. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și sperăm că dezbaterea noastră v-a fost utilă. Vom fi aici pentru dumneavoastră și săptămâna viitoare la aceeași oră. Între timp, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!